Dezastru la un restaurant cu specific rustic din Constanța, acolo unde mii de oameni mănâncă în fiecare săptămână. Comisarii de la Protecția Consumatorului au găsit sute de kilograme de produse care puneau în pericol sănătatea clienților. În primul rând, murdăria din frigidere era depășită doar de mizeria din spațiile exterioare de depozitare. Carnea de porc, pui și pește era neetichetată și doar o expertiză a produselor va putea stabili acum vechimea lor. Fără argumente în fața comisarilor OPC, angajații, dar și administratorii restaurantului au cerut clemență. Inspectorii însă nu s-au lăsat înduplecați, activitatea unității a fost oprită până la remedierea problemelor.